ziua! Astăzi vom face un vlog despre cum mergem noi cu avionul minuscul. Cu cine mergi cu avionul? Cine este pilot? Capitanul Ștefănescu. Cum? Ștefănescu. Bună ziua! Bună ziua! Natale, vino aici. Așa. Și Natale, dar o să te lasă să pilotezi. Cum? Ne ducem în zonă. Zburăm în zonă ca să vedeți zona de sus. Wow! A, da. La ce înălțime? Sunt 1500 de feet, care sunt aproximativ 500 de metri. Wow! Și cu avionul care se numește Cessna. Cessna. Ah, domnul capitan, mă mai lăsați și pe mine? Hai, la masă. Imediat, Natalia. Cineva într-un low pass? Nu, aterizează. Low pass? Wow, aterizează un avion. Nu aterizează, este low pass. Înseamnă că merge... Da, sigur. Maia, tu urci în spate? Da, capitanii, da. Da, aici. Câți capitani sunt aici? Vorbesc cu capitanul. Da, sigur. Tati, tu să fii unul dintre capitani. Îmi permit să fiu doar pasager. Da, se mișcă. Este ok. Da? E regulă. E făcut să se mișcă. Nu pe acolo. Dacă vă auziți, puneți like, dacă m-ați auzit acum, că eu nu prea. Așa, deci suntem la bord. Natalia este la bord, este. Dar cum? Mami este la bord? Da, da, trebuie să fie. Capitan, da. Comandor este la bord, cel mai important. Dar cum se m-auzi acum foarte bine în cască? Deocamdată nu. Nu, doar când o să dăm drumul la avion, atunci o să avem și căștile. O să avem. Când o să... Decolăm. A, porbagajul. Ce? Porbagajul? Da. Păi da, trebuie să aibă. Ce zic, Natalia? Prima dată vă. Cum ți se pare? Super! Super, e! Să încercați și voi! Scrieți pe comentarii dacă ați vrea să faceți și voi așa ceva. Normal! Sau să săriți și sunt în spate. Cine nu vrea să zboare cu avionul? Cessna! Iuhu! Dar în orice caz, doar ca să întâlnim... Dacă nu... Uite-te în spate, dacă nu e ok. Pentru mami. Ok, da. Cum se pune? Nu știu. Acolo, da, exact. Vezi că trebuie să fie, eu știu că am un proces. Hai că mai mă uit o dată, mai. Și asta e. Seamănă cu Mickey Mouse. cum ai făcut asocierea asta? Așa, deci care e planul de zbor? Doar ca să știu, avem parașut. Vom efectua un zbor în zonă, da? O decolare, după care mergem puțin în zonă să vedem zona, trecem deasupra. Nati, dar tu vezi acolo sunt munții în față? Ce? Vezi că sunt munții în față? Da. Cu Claudiu. Nati, ești pregătită pentru aventura vieții? Da. Vreau. Clear, prop? Clear. Dar de ce avem geamul deschis? Probleme.
Cum a fost, Nati? Zi acum, cum a fost? Da. Da. Doamne, mulțumim data mult, a fost... Eu data viitoare, da, o să fii pilot mai bun decât mine. Mulțumim foarte mult, a fost da, excelent. Da, după următorii. Cine vrea să vină? Tati, fii atentă că vreau să te întreb ceva. Ți-a fost frică cel puțin un pic când ai făcut acel low pass, când am venit așa și ne-am ridicat?
Dar a fost spectaculos? Iarăi zboară. Cineva. Da. Deci momentul în care avionul s-a apropiat de aerodrom și după aia a urcat, am văzut doar cerul și stomacul mi s-a dus până la gât. Da, Natalia n-a avut niciun moment frică. Ești foarte curajoasă, bravo. Deci închei eu. Nu, din potrivă, chiar te-ai descurcat foarte bine, foarte bine. Așa. Dacă vreți să încercați să zburați și voi, puteți să veniți aici pe aerodromul din Ilfoveni și întrebați de pilotul Ștefănescu, care este foarte tare. Și dacă vreți să încercați să pilotați tot cu el, vorbiți cu el, o să vină și pilotul. Da. Acesta a fost vlogul. Acesta a fost vlogul nostru de astăzi. Nu uitați să apăsați pe clopoțel, like, subscribe și să vă abonați la canalul nostru de YouTube. La revedere! Zi plăcută! Stai în noapte, câte ora? Mă rog, cine și la ce oră se uită? Unii se uită noapte, alții se uită ziua. Deci, pa! Da.